Am mai fost acum 2 ani la Covasna, unde am solicitat. M-am simțit foarte bine. Am rupt de unde am putut și am adunat un bănuț ca să pot să mă duc să-mi văd oase. Al 10-le ani de când merg la Târgu Ocna pentru salină, sunt cu asmul, am și alte probleme. Mulțumitor. Mulțumitor că ne sunt întinde o mână, să putem să ne vedem de sănătate cât de cât. E scump? Jumătate din pensii, acceptabil. Acceptabil. Ne străduim să facem ceva pentru sănătatea noastră. Este convenabil. Este convenabil. Am câțiva ani de zile când merg. Am mers și la Iași, am mers și la Slănic Moldova. Este foarte bine. Procedurile sunt bune. Cazarea e foarte bună. Deci e acceptabil. Sezonul rece vine cu vești bune pentru bunici. Cei care doresc să plece la tratament pot opta să meargă în una din cele 3 serii din luna octombrie și noiembrie. Pentru luna octombrie, cât și pentru luna noiembrie, avem distribuite o serie de bilete și acestea sunt distribuite astfel. Pentru seria 13, cu plecare din 21 octombrie, avem distribuite 182 de bilete de tratament, pentru care avem 384 de cereri. Pentru seria 14, cu plecare din 8 noiembrie, avem distribuite 170 de bilete, iar pentru seria 15, cu plecare din 26 noiembrie, 100 de bilete de tratament. Casa de pensii Vaslui așteaptă și suplimentări de bilete pentru fiecare serie. Stațiunile unde pot merge bunicii sunt cele aflate în contract cu Casa Națională de Pensii, printre care se numără Amara, Azuga, Bușteni, Băile Felix, Covasna, Eforie, Mamaia, Slănic, Borșa, Bran, Soveja sau Tujnad.